Salut, sunt Daniel de la GoForIt.ro și vă voi prezenta în continuare pe scurt un terminal care tocmai a ajuns în redacția noastră. Este vorba de noul Nokia C7. Așa cum puteți observa, este un terminal de tip touch. El dispune de un ecran AMOLED capacitiv de 3,5 inch cu rezoluția de 360 pe 640 de pixeli. Este un terminal cu o grosime de 10,5 mm. Toate butoanele sale sunt pe această latură. Iar în partea de sus avem butonul de pornit-oprit, mufa pentru căști de 3,5 mm și slotul micro USB. Memoria internă a lui Nokia C7 este de 8 GB și ea poate fi mărită prin atașarea unui card micro SD. Din păcate, pentru a ajunge la slotul de carduri, trebuie extrasă bateria, o baterie de 1200 mAh. Pe spatele aparatului se află o cameră foto de 8 megapixeli cu autofocus și LED. Sistemul de operare rulat de Nokia C7 este Symbian 3. Procesorul telefonului este ARM11 la 680 de MHz. Printre dotări se numără suportul 3G HSDPA de 10,2 megapixeli, placa de rețea compatibilă 802.11n și un transmițător FM alături de tunerul FM. Așteptăm puțin să se încarce sistemul de operare. Ca la Nokia N8, avem 3 ecrane principale. Tranzițiile sunt puțin cam lente, însă în meniu telefonul se descurcă ceva mai bine. Este interesant de observat că avem o tastatură puțin diferită față de ce am mai văzut până acum la Nokia. Aceasta este tastatura alfanumerică și aceasta este tastatura QWERTY, butoane destul de mari și ușor de apăsat. Cam atât momentan. Pentru testul în detaliu, urmăriți www.goforit.ro.